Salut, salut! Bine ați venit din nou în Vestiarul Gazetei, locul unde, ca de obicei, discutăm relaxat despre sport cu oameni importanți din fenomen. Astăzi avem alături de noi o femeie specială, copil de fotbalist, fostă soție de fotbalist, mamă de fotbalist și acum manager de fotbaliști, un fel de lady football, Lorena Balaci. Să binevenit. bine ai venit! Bine te-am găsit! Cum îți merge? Doamne, ajută foarte bine! Să le spunem oamenilor că de câțiva ani conduci fostul club Juventus București, acum Dacogetica. Actualmente Dacogetica. În Liga 4, cu pretenții de a promova în Liga 3. Dar un club care de fapt este o școală de fotbal, se bazează exclusiv pe copii și juniori. Da, activitatea este exclusivă de copii și juniori. Și cum merge treaba? Cum ți se pare că evoluează lucrurile pe nișa asta de copii și juniori? Atâta timp cât am ajuns la Liga 4 să jucăm cu peste 80% din echipă, din juniorii formați integral în academia noastră, eu cred că suntem pe drumul cel bun. Câți copii aveți? Bă, aproximativ 300. Școală exclusiv privată, toată Școala lumea? Școală scurătește... exclusiv. Ș... Nu. Nu. Nu, nu, nu. nu. Uh, avem, evident, ca orice școală privată, avem și bursieri, avem. Uh, cei de Liga 4 care nu plătesc absolut nimic, avem copii cărora le-am făcut contracte de fotbaliști profesioniști. Deci la noi este un pic mai altfel decât la o școală privată 100%. Uh -huh. este pentru un, că un model noi, hybrid, noi Exact, chiar e un model hibrid pentru că noi și avem parte de o sponsorizare uh, din partea firmei Supercom a domnului Ciuclea. Același Preșu. patron care era și pe Același patron, aia era în exact. Și atunci de asta mergem pe un sistem hibrid. Și el cum s-a împăcat cu uh, schimbarea asta de perspectivă? A forțat, uh, a crescut un club de cartier, a ajuns până uh, știi uh, ce sus eu zic și eu? acum s-a întors eu la spun, origin, practic. Eu spun tot timpul că cei care au fost înaintea mea nu au înțeles 100% concepția domnului Ciuclea. În sensul că nu și-a dorit niciodată nimic altceva decât să joace cu copii crescuți în academie. Acum, vezi, de-a lungul timpului s-au perpetuat destul de num multe nume uh, celebre, ca și manageri generali sau ca și antrenori. Dar puțini au fost cei care realmente au înțeles care este principiul. Nu ne interesează. În alta performanță a clubului la modul Liga 1, pe mm -hmm. noi ce ne interesează? Ne interesează promovarea copiilor, a juniorilor. În special promovarea juniorilor noștri, pentru că până la urmă de asta îi creștem. Iar ăsta este un motiv pentru care eu îmi doresc foarte tare această promovare în Liga 3, -a, pentru că este cumva similar unui depozit cu marfă bună, dar fără magazin de prezentare. Atunci, la mine, cumva, omul e obligat să vină în depozit și să vadă marfa mea. Știi cum e în depozit? Și Liga 3 e o vitrină mai, mai bine luminată? Liga 3 este deja o ligă profesionistă. Este o ligă uh, cu multe priviri a asupra ei. Și atunci, evident că e altceva. Uh -huh. Și până unde credeți că puteți uh, crește doar cu copii? Nu ne dorim mai mult de Liga 3. Okay. Deci ne dorim să ajungem la Liga 3, să rămânem, să ne menținem la Liga 3, dar în permanență să promovăm copii din Academia noastră și, evident, ulterior să-i vindem. Okay. Hai să vorbim puțin despre calitatea uh, din zona asta de copii și juniori. De câtă vreme ești implicată? Uh, implicată. Că a intrat ca mamă de fotbalist și ușor, ușor te a transformat în manager de, de, club, nu? Da, deci implicată cu carte de muncă, Așa. sunt fix de 8 ani. Suficient timp ca să îți fi format deja o părere despre cum evoluează încotro se îndreaptă și care sunt perspectivele, Suficient nu? timp ca să pot spune că am niște fotbaliști la Liga 3 -a, a doua sau a 1-a, pe care la un moment dat i-am legat la șireturi. Uh -huh. Okay. Uh, perspectiva e în felul următor Este uh, mie personal Mi-a fost ușor Pentru că exact cum spuneai Mi-am mi -am făcut debutul ca și mamă uh -huh. Ei, Dar la un moment dat în viața asta M-am trezit într-un conflict de interese Lorena mama Și Lorena managerul de club Atunci când a fost vorba despre vânzarea lui Atanas Către Universitatea Craiova și nu știe cu care partea a inimii sau a creierului să judeci. mai. Uh, am avut marele noroc că Atanas este un copil, nu că e copilul meu, extrem de serios. Și atunci m-am întâlnit cu el în bucătărie și am spus, prietene, Exact. ne-am întâlnit în bucătărie, ne-am dat întâlnire și am spus așa, prietene, avem pe masă în momentul ăsta ofertă de la Universitatea Craiova. 17 ani avea atunci? A 16. 16. Da. Avem o ofertă de la Universitatea Crevă. Suntem în 7 decembrie. Ai termen până pe 2 ianuarie să te hotărăști ce vrei să faci. Care erau opțiunile? Să meargă la Creva sau să ce? Să meargă la Creva sau să rămână în continuare la Dacogetica. Pentru că în momentul ăla era, să zicem, primul An de pandemie, dar era primul an de sfârșit de pandemie. Uh -huh. Era primul an la sfârșit. Da, deci era în 2021. 2020. Da. Pandemia a început în 2020. Noi vorbeam în 2020, decembrie. Uh -huh. uh, să știi că Atanas a fost așa, la câteva zile tot mai avea așa, dar spune Spunem te rog părerea ta. Și ai zis, băi, uite, nu pot să spun părerea mea. Pentru că Inevitabil te voi influența. Dar ce te învăț eu să faci, cum am făcut eu în momentele dificile ale vieții mele, ia o foaie de hârtie, împartă pe o jumătate și, și puneți plusurile și puneți minusurile. Ce pot să-ți spun este că, atenție, eu nu voi merge cu tine la crevă. Eu nu pot să-mi las jobul. Uh -huh. Ei Și atunci a stat el și a calculat și a... Și a făcut pasul, da. Asta a fost un moment pentru mine foarte dificil, că atunci mi-am dat seama că, păi, e foarte greu să-ți manageriezi propriul copil. Ai scăpat de presiunea asta pentru că doar unul dintre cei doi băieți da, slavă Domnul. se ține de fotbal, da? Da. Uh, și ai rămas după aia să manageriezi clubul fără alte presiuni emoționale, da? Exact. Cum merg lucrurile? Adică, care e calitatea copilor care vin din urmă? Cum sunt părinții? Cum sunt condițiile? Uh, ce pot să spun este că la noi la club condițiile sunt extraordinare. Fără niciun fel de exagerare avem condiții de Liga 2 plus. Deci Liga 2 plus. Ca să nu spun că, spre exemplu, vestiarele echipei mari arată mult mai bine decât vestiarele multor echipe din Liga 1. Nu vreau să dau exemplu. Dar, Problema nu este la calitatea copiilor. Să știi că vin în continuare copii înzestrați. Uh, noi, din păcate, avem o arie de selecție foarte mică. Avem aria de selecție uh, Colentina, Doamna Ghica Tei. Și ce să vezi, peste aria asta de selecție mică, ne mai călcăm în picioare și cu voluntari și cu Dinamo. Calitatea, revenind la calitatea copilor calitatea copilor este bună și atunci de unde e problema? problema să știi că este o parte mare din problemă constituie părinții din păcate și când spun din păcate șt, spun că știu atâtea situații în care îți dau numai un exemplu eu sunt pe grupurile uh, tuturor uh, grupelor mele și citesc într-o seară, imaginează-ți că sunt 10 echipe, am 10 grupuri numai... Grupuri de WhatsApp, nu? Adică grupurile de WhatsApp, da. Și într-o seară își cerea cineva scuze pentru comportamentul avut în ziua respectivă. M-am uitat la ceas, îmi dădeam seama că antrenorul este încă la antrenament, deci nu puteam să-l sun, că ei nu și-au -și telefoanele cu ei așteptam să se facă ora 9 să termine antrenamentul, să aflu ce s-a întâmplat. Și zic, spunem ce s-a întâmplat. Zice, păi ce să se întâmple? Zice, a început copilul să plângă. Și eu m-am dus la copil, l-am liniștit, i-am spus să stea liniștit și zice, nu, domnul, nu sunt, nu plâng, pentru că mi-ar fi frică că mă certați dumneavoastră. <coughs> plâng pentru că îmi este frică de reacția lui tata greșise ceva în timpul unui meci, în timpul unui antrenament, o pasă, o poziționare, ceva de genul ăsta, nu? Rata se un penalti într-un meci amical între ei. Și atunci părintele a intrat pe teren, l-a luat de mână și l-a luat acasă. Eu încerc să le explic, eu fac întâlniri odată la trei luni cu părinții și încerc <coughs> să le explic din postura de părinte Că uneori, fără să ne dăm seama, le putem face copiilor un rău și le putem provoca o traumă psihică de care habar nu avem noi, ca adulți. Mulți înțeleg. Punând prea multă presiune pe ei? Exact. Ei trebuie să înțeleagă că copilul vine la fotbal, mai ales când e mic, la mini-fotbal. El, el vine să învețe, să deprindă niște îndeletniciri. Să se îndrăgostească de sportul ăsta, că de fapt aici e o problemă. Avem copii care nu sunt lăsați să se îndrăgostească de sport. Punându-se presiune pe ei, ei uh, consideră cumva, oh, mă duc la fotbal. Încă emoțional. un motiv de ceartă. Parcă n-aveau ăștia suficiente motive să mă certe de română, matematică, chimie, fizică, nu știu Mă mai ceartă acum și de fotbal. Pe de altă parte, vreau să-ți mai dau un exemplu. Știi că eu fac niște filmulețe pe TikTok. E, e o campanie de educare a publicului. Practic. Da, Am văzut că exact. încerci să le explici da. detalii contractuale, cum să rezolve anumite exact. proceduri. da. Îmi trimite cineva un mesaj foarte interesant. Zice, puteți să-mi spuneți dacă eu, ca părinte, pot avea procente dintr-un eventual transfer? Deci, din start, noi ne gândim la copilul nostru ca o potențială sursă de venit al nostru personal. Nu e ok. Nu este ok. Ca apoi ne mirăm că voi jurnaliștii știi, asta e o chestie normală. Și ia uite-l pe ăla, nu vorbește cu tasă, nu vorbește cu măsa. Pentru că știe el la un moment dat de ce nu vorbește. Știi, noi cei din afară îl judecăm. Ia uite cum să nu vorbești cu taică sau cum să nu vorbești cu mai Uite că sunt situații de genul ăsta. și am răspuns, zic, da, de ce nu încurajați copilul să meargă la școală? în speranța că va ajunge un director de multinațional. Încerc să le explic părinților că fotbalul în faza incipientă este tot un proces de educație. E o fel de educație, o educație sportivă. Nu îl ducem la fotbal, îi luăm niște ghete și gata, visăm că va fi Messi și Ronaldo. Ai avut multe Incident de genul ăsta cu părinți care au trecut de o anumită graniță, au devenit agresivi, au devenit da. Uh, da. prea vocali, prea... Da. da, am avut foarte multe și... În ce la... fel se mai manifestă presiunea asta pe care o pun deci, pe copii? în primul rând, uh, ce mă frapează pe mine este că uh, se manifestă prin violență fizică. Adică eu am Chiar avut... Chiar acolo, pe teren? Uh, după, meci. După. Îl ia părintele, îi dă două perechi de palme sau... Și atunci a trebuit cumva să intervin și să-i interzic părintelui, să-i dau ca o interdicție, cum dă, cum dă jandarmeria spectatorilor, interdicție pe două luni, pe trei luni, pe cinci luni, să-i dau o interdicție, n a mai venit la teren. Nu punctuală, ci la modul general, tuturor părinților de la grupele de copii. De copii. În cazul respectiv am dat punctuală, dar mai am un caz unde am interzis părinților să vină la antrenamente. Pentru a copiii trebuie lăsați liber și încerc să le explic. De ce, nu, de ce nu mergeți cu copilul la ora de geografie? Să fiți acolo în clasă, că poate totuși se întâmplă ce... De ce nu certați copilul când a ridicat mâna la nu știu ce exercițiu? Și ce credeți că este mai diferit aici la fotbal față de la școală? La fotbal toată lumea crede că se pricepe. Din păcate da. Și din păcate nu ne pricepem deloc. Cum îi simți pe copiii care sunt țintele acestui tip de comportament? Mai să știu că copiii efectiv sunt traumatizați. Noi avem un program de mental coaching la, la club, un program pe care momentan, fiind perioada de iarnă și așa, l-am stopat oarecum, dar îl vom uh, reîncepe. Uh, l-am avut acest program de mental coaching pentru copii, juniorii mari, dar uh, cu siguranță îl voi aplica și pentru copii. Un fel de terapie, da? Uh, este un fel de terapie. Uh, este o ramură specifică a coachingului care se ocupă fix de sport uh -huh. și atunci ea vine țintită pe ce nevoi ai tu ca și club sau tu ca și echipă, așa sau tu ca și individ, depinde. Uh, dar să știi că. În, în mare, eu am două categorii, adică am deosebit două categorii de copii. Cei care vin pur din pasiune și îi vezi, ei vin zâmbind, vin fericiți, vin nu cu o oră înainte de antrenament, vin cu două ore înainte de antrenament, stau pe acolo și se plimbă și s-ar băga să se joace pe la toate grupele. Și categoria de copii pe care îi aduc părinții fix, până în buza stadionului cu BMW, până în. Forțați, în cumva către forțați, sport. da, împinși către sport. Și o categorie de părinți, așa cum spuneai, care văd în propriul copil da. ieșirea din, nu știu dacă din sărăcie, dintr-un disconfort financiar. Nu știu dacă neapărat din sărăcie. Să știi că sunt și mulți care speră ca copilul să îi îndeplinească propriile vise. Ne luând un calcul că copiii noștri nu sunt ca noi și trebuie să i ascultăm și să aplicăm urechea și să vedem ei ce dorințe au și atunci, altă presiune alta a, păi, da, domne, că îmi spune eu un părinte, a, domne, că am jucat și eu și nu vă supărați, unde ați jucat că sunteți cam de seamă cu mine ar fi da, trebuit să vă voastră. cunosc culmea este că foștii fotbaliști care au copii să zicem mici, da 10-12 ani uite, ți-l dau exemplu, Perica Neaga uh -huh. că e primul care îmi vine în cap are băiatul uh, la o echipă la New Star, da nu știu cât are, cred că 10 sau, nu, are 12 sau 13 ani. Cred că e născut 2010, deci face 13 Eu nu l-am văzut niciodată perică, zmulgându-și părul pe marginea terenului, că ne-am mai întâlnit la meciuri. Nu l-am văzut niciodată agresiv, deci pur și simplu stă, observă meciul, sunt absolut convinsă că acasă probabil că au o discuție normală. Fără să pună presiune, fără să... Exact. Să încearcă, să, fără să încerce să se împlinească prin exact. intermediul copilului da, pentru că deja da. are împlinirea aia. Pentru că deja o are și... Au fost și episoade violente între părinți, oh, acum da. un trei, s-au da. încăierat da. la stadion, da. a venit da, -a, poliția, -a că... aici în București s-a întâmplat. Episoadele violente între părinți, fie că vorbim de violență verbală, asta este uzuală. Evident că atunci când e escaladată violența verbală se, se, se duce către la... da, violență fizică. Am avut. E, dar vreau să spun că am avut un episod care pe mine m-a marcat. realmente, M-a marcat. Și am crezut că văzusem cam totul pe terenul de fotbal. Dar mi-am dat seama multul ăla că s-ar putea să nu fi văzut mai nimic. Ce anume? Am avut un meci la Under-17. La un moment dat, arbitru a dictat, nu știu, a dat un cartonaj roșu, evident pe un fault, clar de roșu, adică nu era nimic cu, știi, pe, muție, pe muche de cuțit. Mă și la un moment dat am văzut un părinte din tribună, nu poți să-ți reproduc înjurăturile pentru că până la vârsta asta nu le auzisem nicio pe toate integral. Și mă gândeam, eu stăteam cumva în marginea terenului că la meciurile de copii, sunt, la meciurile de junior sunt foarte atentă. Sunt și un fel de steward în timpul liber pentru că e, orice chestie riscăm să avem terenul suspendat și nu ne permitem lucrul ăsta. Și Mă injuram într-un fel și mă gândeam, zic Doamne, îl înjură pe arbitru. L-am văzut că a plecat din tribună, zic Taș că ăsta vine în. Să sară la arbitru. În teren, zic, ăsta sare pe arbitru. Eram cu șeful centrului, șeful centrului uh, a încercat să-l oprească, n-am putut, zic, să duce la arbitru. Dar de unde? Că el își înjura propriul copil. Dar, vă spun, așa înjurături, nu am. Eu am 45 de ani, n-am mai întâlnit așa înjurături. Deci îți dai seama copilașul ăla când a plecat cu el în mașină dacă spre asta casă. Dacă se întâmplă public, îți dai seama, da, ce se întâmplă în intimitatea lor, în mașina acasă. Clar. Deci eu mă gândeam, zic, doamne, îi spuneam lui Cristi Câmpeam, zic, băi, ăsta o să-l omoare în mașină. Era de la voi din club? Nu, nu, nu de nu, la nu, nu, că dacă era de la noi din club, nu mai era a doua zi la noi la club. Sau poate nici nu ajungea. Nu, și nu ajungea, adică nu, nu, n-am avut, uh, uh, eu îi știu pe ei mei, pe cei care sunt un pic mai vocali, dar nu la meciuri și așa. Și când plecăm în deplasare, zic, vă rog frumos, n-aș vrea să ne facem de râs. Adică, nu, n-am avut probleme. Uite, ultima deplasare pe care am avut-o a fost acum două a, săptămâna trecută la ploiești. Da, nu, nu s-a pus. A fost acum două săptămâni la Creva. Nu. Să-ți dau și eu un exemplu, o poveste din aceeași zonă, cred că nu știu, sunt vreo 10 ani de atunci când unul dintre copiii mei juca și el fotbal. Uh, și pe parcursul unui meci, antrenorul echipei adverse și-a tot jignit proprii jucători, pe lui. Prost, idiot, tâmpit, cretin, boule, nu așa se pasează, animalul, te chem pe o bancă, toată uh, 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 gama de invective. Spre finalul meciului am trecut pe lângă părinții echipei adverse și binevoitor am crezut eu că sunt, le-am zis, domne, dar credeți că e ok ca antrenorul să, să vă jignească în halul copiii? Nu-ți spun că au sărit pe mine părinții. Da. Să-mi spună, ce te bași tu, domne, de aia v-am bătut astăzi, că ai voștri au fost moi, ai noștri, de aia, dacă i-a ținut în presiune. Da. Și eu când am făcut sport, când eram copil la fel, mă bătea antrenorul și am ajuns vicecampion național de gimnastică, spunea o cucoană de pe acolo. Deci, pentru oamenii a Violența antrenorului împotriva propriilor copii era justificabilă prin faptul că doar așa se poate ajunge la performanță, doar ținându-i sub presiune, înjurându-i. Acum știi ce se întâmplă? Uite, eu am doi copii, doi băieți. Nu seamănă unul cu altul deloc. I-am crescut pe amândoi la fel, dar să știi că uh, sistemul motivațional este cu totul și cu totul altfel. Diferă, la, deci dacă... La... Nu că niciunul nu, nu reacționează la uh, înjurături. Uh, Hristu, nu că reacționează la înjurături. Uh, lui Hristu trebuie să-i spui, hmm, nu știu dacă poți să faci asta. Eu nu cred că poți să faci asta. Trebuie să muncești mult și tu nu ești dispus sau... Știi, uh, să-l un pic. Să exact, pe sistemul de întărtat. Pe când la Atanas, Funcționează inversul. Ești bun, tu poți, crede în tine, muncește, vei reuși. Sunt altfel. Adică, fiecare vezi... Iar apropo de asta, să știi că este întâlnită. Este întâlnită chestia asta și vă spun că pă, și la mine au fost niște cazuri de genul ăsta. Bine, nu cu injurii, la modul ăla. La mine... Uh, Vezi, antrenorii, la un moment dat, în febra aia jocului, ei nu sunt să ne înțelegem, ei nu sunt niște membri ai Academiei Române. De acord. Da. În febra jocului, evident că mai scot niște invective. Temir ce? Dar să știi că nu am avut la modul urât, adică să se vadă urât de pe margine, să. Sau copilul să se simtă uh, agresat. <coughs> nu. Nu formă sau nu. Alta. Una nu. este să deschizi și ușa să vestiarului că... cu piciorul și să strigi la ei, să-i capacitezi, alta și este să-i înjuri, să-i faci să știi retin. că uh, sunt foarte mulți care uh, funcționează așa la genul ăsta de presiune. Un pic. Evident că eu nu sunt pro această presiune, adică eu personal, dar uh, exact cum îți spuneam despre copiii mei, da? suntem diferiți și atunci el ca și antrenor trebuie să știe să-și managerieze și să-și să cunoască fiecare individ din grup. Cu niște limite de limbaj, asta ziceam, adică e clar că niște evident, limite de limbaj trebuie Evident puse, că altfel, da, nu... Transformăm într-o Exact, nu, adică nu putem să poleste. ajungem la injurii de genul... Adică, bine, acum... Știi cum e? Uite, eu merg la meciuri de Liga 2, merg la meciuri de Liga 3, merg la meciuri de Liga 1. Trebuie să reziști cumva presiunii de acolo. Asta există peste tot, știi? Adică și dacă nu sunt din partea băncii tehnice, s-ar putea să fie din, din partea tribunei. tribunei. Și atunci trebuie să reziști, trebuie să te... Iar chestia asta e tot un fel de antrenament psihic. Să-ți vezi de joc, să nu deschizi către... Să nu auzi, către, da. să nu auzi, pur și simplu. Ei, totuși copiii ăștia de 8, 10, 12 ani... Lorlei e foarte greu să nu audă ce strigă părintele de pe margine la ei. Da, păi, vezi, uite aici, iar este o problemă. Copilul ăla nu știe încotros să, nu știe ce să mai înțeleagă. Să se ia după taicăsu care este pe margine sau să se ia după antrenor, să mai trezește și cu un alt părinte care strigă tot lui ce să vezi. Săracul este debusolat. De aia le spun și părinților, cât sunt într-un proces de învățare, lăsați-i să aibă o, o voce de care să asculte. Că, bine, după aia știi cum este, ulterior, uite, eu tot vezi, le dau, pe exemplu, meu, că mi-e cel mai la îndemână. Le spuneam așa, dom'le, cum să vă permiteți dumneavoastră să mergeți la antrenor și să-i spuneți antrenorului, păi da, da, copilul meu, eu cred că joacă mai bine fundaș central sau viziunea mea este că Zic, ok, aici vă, vă permiteți, puteți că îl găsiți pe antrenor la marginea trenului, puteți să vorbiți cu el dacă nu veniți la mine în birou chem antrenor da. și să vă dau exemplu meu. Credeți că eu mă pot duce să vorbesc cu oprița la asta? Așa, bună ziua, am venit, eu sunt Lorena vreau să vorbesc cu Daniel Oprița. Cine m-a băgat pe mine în seamă? să credeți că eu pot să mă duc la oprița și să-i dau eu idei de ale mele ce visez eu noaptea să mă să-i spun la oprița. Nu se poate. Zic, învățați-vă și antrenați-vă inclusiv dumneavoastră pentru mai târziu. Pentru că o așa și te trezești că ai norocul să-ți ajungă copilul în Liga a doua și să crezi că e ca la copii și juniori. Te schizi vestiarul, băi, Daniele, sau băi, cu tare, vino să vorbim puțin. E tot o chestie de educație. Evident că ei nu se pot transpune în viitor să-și dea seama că, știi, eu când le dau exemplu ăsta, cred că realizează. Bă, da, stai așa că nu, nu e chiar da. ok. La meciurile de copii și juniori este o realitate. Cred că trei sferturi dintre copii și <coughs> juniori joacă având capul întors către margine, da? da? Temându-se de, nu neapărat de ce-i striga antrenorul, ci de reproșurile exact, părintelui. Da. Da. Și asta e o traumă. E da. o traumă și un obstacol în calea uh, da. progresului lor. Da? Da. Că nu se pot da. antrena da. sau nu, nu se pot juca temându-se că în permanență vor fi dacă agresați. Dacă nu avem probleme cu propriul nostru copil sau cu propria noastră echipă, avem probleme cu arbitrii. Iarăși, eterna poveste a arbitrajului. Încercam să le explic că la mini fotbal, spre exemplu, sunt niște copii. Zic, exact. Cum copii dumneavoastră învață să joace fotbal? Așa învață și ei să arbitreze. Cum ar fi ca mama arbitrului să vină și ea pe margine și să injure pe fotbaliști? Exact. Când câte un penalt. Exact. Nu? Uite, prostule, ți-a dat fiul penalt și ai ratat. Prostule care Deci, încerc să le explic, noi oameni buni, păstrați-vă. cum să zic? păstrați un nivel. Decent. De Decent. E o distracție până la urmă. E nu, dar punem patimă și suflet și. Nu. Vezi vreo rezolvare sistemică aici? Adică o regulă pe care poate impune Federația tuturor cluburilor de copii juniori să nu, știu, să nu permită părinților să stea la gard. Nu, în nu are cum Federația Română de Fotbal să intervină în astfel de situații, pentru că până la urmă este vorba de uh, managementul interior al fie fiecărui club adică da, eu chiar mă gândesc să iau aceste măsuri și să-i las doar la meciuri uh, îți dai seama cât, cât, cât adună în ei într-o săptămână în care nu mai vin la antenamente vor veni să verse încerc, de la meci încerc cumva să implementez chestia asta pentru grupele mari oricum la grupele mari spre exemplu nu mai vin părinți adică ce înseamnă 19, 17, 16 nu mai vin chiar 15, marea majoritate vin singuri și atunci o să încerc încetul cu încet, uite ți-am spus că am măsura asta uh, pentru o grupă unde le-am interzis, le-am interzis să mai stea lângă teren le-am făcut un spațiu dedicat uh, părinților un spațiu de relaxare unde poate să meargă să bea o cafea, să bea un suc, să stea de vorbă între ei, au destul de, de să-și povestească Înțelegi? Și atunci, chiar după prima zi de decizie din asta, am fost felicitată pe grup că am fost linșită la antrenament. Culmea de către un de către un părinte? Bun, cum ți se par copiii de la o generație la alta? Sunt mai puțin preocupați de sport, mai puțin rezistenți la tăvăleală și la stresul pe care îl implică, mm, totuși, de la un punct încolo, sportul, competiția? Este destul de atipic. Este, e foarte important de educația dată acasă. Pentru că avem copii, da, care sunt fragili și se vede că sunt ținuți în puf, și vin părinții și îmi spun, fai. Uh, s julit. Nu, uh, da. iarna facem afară antrenamente? Da, faceți afară. Păi, dar da, n-ar fi bine să închiriem o sală? Nu, pentru că fotbalul nu se joacă în sală. Păi și sunt minus 5 grade, așa? Și atât timp când nu e zăpadă, nu e pladică și pe zăpadă jucăm. Bine, la noi nu e cazul că dezăpezim foarte repede terenurile. Dar zic, care e zi? În zis... condiții pe care le găsești după aia în competiție, da? Exact, i-am spus. De ce? Și le dau exemplu de ce să închiriem o sală unde este o sală multisport, basket, handbal, volei, care, fără să vrem, este plină de praf, în detrimentul aerului curat de afară Mă rog, curat Cât poate fi el de curat în București Da, nu este aerul dintr-o sală închisă Și atunci să știi că tata, știți că mie mi-e frică să răcească Doamnă, le spun Că de obicei mamele au această uh -huh. problemă Nu am întâlnit Un copil să Se îmbolnăvească de la fotbal Copiii se îmbolnăvesc Datorită faptului că ei contactează Tot felul de virus probabilitatea de a contacta un virus în aer liber la fotbal este mult, mult mai mică decât în clasă, la școală. Deci, mamele sunt protectoare, tații sunt mai mai implicați din punct de vedere tactic, da? A, ei da știu da, cum da, se trage ei. la poartă, știu cum no, no. trebuie poziționat copilul da, în Da, știu, știu cum se dă cu exteriorul, cum, da, ei știu tot. da. Marginea Dar... terenului e populată de Messi și Maradona și Ronaldo la fiecare meci. Și copii Pele, l-am văzut și pe Pele. Și pe da, da. <laughs> Bun, tu te-ai învărtit dintotdeauna în lumea asta a fotbalului. Ai vrut o vreme să devii actriță, știu că era un vis în da. copilărie, ai avut diverse alte business-uri, un salon de înfrumusețare și așa mai departe, dar parcă dintotdeauna ai vrut să lucrezi în lumea fotbalului, nu? Am găsit o știre veche de vreo 20 de ani, cred, care spunea așa, uite... Lorena Trică, fica lui Iabala și soția stelistului Eugen Trică, a mărturisit că visul este să devină conducătorul unui club. Sunt copil și nevastă de fotbalist, toată viața m-am petrecut în jurul terenului de fotbal și cunosc toate secretele acestui sport. Am terminat dreptul tocmai ca să mă familiarizez cu legile și regulamentele. Cred că pe la 40 de ani voi fi un bun președinte de club, nu contează care și din ce divizie. Vai, ce un mic Nostradamus, asta? da? Sunt 20... 20 Vai, de deci ce mai... ai de Floriana? Da, da. Mai bine de 20 de ani de când a apărut știrea asta și S-a cam împlinit traseul pe care îl, îl da. anticipa acolo, da? Da, deci ești chiar în jurul vârstei de 40 de ani? Chiar și. Uh, ești conducătorul unui da. club. Chiar, uite, chiar ah, ce surprize mi-ai făcut. Nu, nu mai știam de treaba asta. Da, e adevărat. Mi-am mi -am dorit să lucrez în fotbal. Știam că este un pic cam dificil. Acum, vrei să spun, îi mulțumesc domnului Marian Rusen că fără el nu cred că aș fi reușit să. Uh, Adică, el a fost mentorul meu. Cu ajutorul lui am fost intrat. Fostul președinte de la Juventus, președinte de, de la Juventus, da, mulți de pe vremuri, da. El a fost cel care mi-a fost mentor și el m-a introdus în, în această meserie. Evident că la început, am început doar pe partea de copii și juniori, eram organizator de competiții cum se spunea pe vremuri, legai uh, legitimațiile cu elastic, nu? Cam, uh, cam, cam așa, așa și a mergeam la MFV, da. <laughs> da. Da, da, da. Bine, și în ziua de azi le leg, să știu. La fel. Adică păi da, dosarul pentru... cu șină al fotbalului este elastic din jurul Din jurul legitimațiilor. legitimațiilor. Uh, pentru că și astăzi fac și munca aia de atunci. Numele de balaci te-a ajutat sau te-a încurcat în nu. încercarea asta ta de a intra în fotbal? În domeniul m-a ajutat. Adică nu pot, aș fi... Aș fi ipocrită să spun că nu m-a ajutat. Ba da, m-a ajutat, m-a ajutat foarte mult. Adică pentru că mai degrabă ți-a deschis niște uși decât ți-l-ai Da, mi-au fost, mi fost deschise multe uși, evident datorită lui tata, dar să știi că ulterior am avut surpriza ca oamenii să mărturisească că nu se așteptau să fiu așa cum sunt. Știi că de obicei oamenii se feresc de complimente. Dar chiar am avut de-a lungul timpului oameni care mi-au spus că nu se așteptau să fiu atât de incisivă sau nu se așteptau să ca să fiu atât de plină de idei, pentru că am și am împărtășit inclusiv cu conducerea AMFB-ului o grămadă de idei. Păcat că ei m-au considerat tot timpul un dușman și nu un prieten. Tu ai candidat anul trecut, da, la o da, poziție de, de conducere la în cadrul Asociației Municipale de Fotbal București. Da. Și n-ai reușit să, să ajungi nu, acolo. Nu, pentru că e cumva o casă închisă acolo. Adică eu așa am văzut de din afară. Dar ți-am spus, ei cumva... Care-i miza? Fiind un outsider, m-au considerat dușman, dar eu să știu că m-am dus cu cele mai prietenești gânduri și cele mai pașnice gânduri. Și dacă mă duc undeva, mă duc pentru a face o chestie constructivă. Miza? Miza de a păstra... AMFB-ul închis. Adică e o miză financiară? Se, se învârt atât de mulți bani la AMFB-ul ăsta, totuși e. Mai, bani se învârt. Adică, gândește-te că este cel mai bogat AJF din țară. Uh -huh. Nu putem să spunem că nu se învârt, că ba da, se învârt. Adică, hai să ne gândim un pic că în București sunt în jur de 250 de școli private de fotbal, care ele, pe fiecare categorie de vârstă, activează într-un campionat. Spre exemplu, nu știu, uite, dar puteți să ne uităm pe site-ul AMFB-ului. La... Dau un exemplu. La grupa de vârstă 2012, cred că sunt minim 4 grupe, a câte 16 serii, uh, da. serii, a câte 16 echipe, a câte 160 de lei pe meci. Se transformă într-o miză financiară, inclusiv, da? Păi pot să-ți spun eu că am primit factura pe luna martie, da? Meciurile de pe luna martie și am. Toate meciurile de mini-fotbal însumează 12.800 de lei. Pe tot returul, de fapt. Și ce intră în taxa asta de protecție, să zicem, MFB-ului? Organizarea efectivă, intră arbitrajul și terenul unde se joacă. Pentru că, uite, spre deosebire, spre. O, din păcate, de fapt, faptul că eu am candidat la funcția asta de vicepreședinte, eu am simțit cumva că mi-a adus de servicii să zic neapărat de servicii ci un pic de hate uh -huh. din partea celor de acolo pentru că anul ăsta nu mi-au mai dat să organizez competiție de mini fotbal în conjunctura în care am condiții și am un teren foarte bun în baza voastră spui da, da, da uh -huh. și rămâi în continuare interesată de o poziție de management într-o structură de genul ăsta sau te vei limita la club? O vrei să spun, dacă reușesc promovarea cu Liga 3, la Liga 3 nu mă mai interesează. Pentru că munca este foarte multă. Noi nu suntem așa un colectiv numeros și atunci asta mie îmi va aduce o muncă suplimentară și atunci chiar vreau să fac lucrurile cum trebuie la mine la club și las pe ei cu asociația și cu toate celelalte uh, în treaba lor, pentru că nu voi mai avea chiar foarte, multă, uh, foarte mult contact cu ei. Adică voi rămâne în contact cu ei doar pe partea de mini-fotbal, pentru că dacă echipa mare mi se duce pe FRF, am echipele de juniori mari care joacă toți pe FRF atunci. A, colaborarea mea cu Asociația Municipală va fi mai limitată. Va fi limitată. Dar pe termen lung ți-ar plăcea, te vezi într-o poziție, pe termen lung zic, peste niște mai mulți ani. Nu știu, poate în federație, poate în ligă, poate Uite, să știi că next fi level, cum ar Mi-ar fi plăcut să lucrez în federație, mi-ar fi plăcut să lucrez în special pe fotbalul feminin. Eu, din păcate, vezi, aici la mine am încercat și tot încerc, adică nu am abandonat ideea de a-mi face o echipă de o, fotbal feminin. Dar cred că ar fi o provocare pentru mine, pentru că am lucrat numai cu bărbați. Nu știu cum e să lucrez cu femei, știi? Da, mi-ar plăcea ca și next level să, să lucrez în federație și poate după aia ulterior să ajung mai sus. Dar, mai sus unde? UEFA? Unde? UEFA, da. Da? Da. Adică, cred că îmi permite vârsta să visez. Da, da, cu siguranță ce ți-ar plăcea, adică ce te vezi făcând într o a, structură de genul să ăsta. Știi că a, lucru care îmi place cel mai mult și cel mai mult este această a, să lucrez pe partea asta de organizare de competiții. Adică a, e o chestie care mă, mă provoacă, știi? În fiecare săptămână ai o nouă provocare. Evident că eu pețiam să aici la club fac toate meserile sunt multifuncțional, adică. adică? Păi, gândește-te că uh, mi-am dorit foarte tare, foarte tare să înțeleg partea asta psihologică a, jucătorul, a jucătorului, și atunci, acum 2 ani, am făcut niște cursuri de coaching, de mental coaching, sport, mental coaching și așa mai departe. Și ce-ți povesteam la început că implementez niște proiecte cu ei și că am făcut cu cei mari. Uh, fac cumva tocmai ca să-mi fac și eu uh, un portofoliu știi? să uh -huh. văd cum funcționează niște lucruri la care eu mă gândesc da deci lăsăm partea asta să zicem educațională fac absolut tot de la uh, contracte uh, documente legatul legitimațiilor mersul la AMFB, mersul la FRF tot ce ține de organizarea interna a clubului a interna și de a clubului, competiții da, exact da. Da. În, în toată această aventură ta în, în, în managementul unui club de fotbal Și implicit în lumea fotbalului Te-ai izbit De-a lungul anilor de prejudecăți sexiste De remarci misogine, De da. chestii de genul ăsta Și cum le-ai gestionat? Cu indiferență Știi că asta nu mă mai deci De mult nu mă mai Nu mă mai emoționează Da, du-te la cratiță da eu mai aș duce, dar nu-i place cratiței de mine. Ce vrei să fac? Adică nu, n-am... Dar astea sunt și sunt în continuare. S-a trezit asta alubala și să ne povestească nouă despre nu știu ce. Adică nu, n-am probleme de genul ăsta când vine vorba de... Pentru că este clar că un om care emite o astfel de afirmație este un frustrat. Fără discuție. Că un om cerebral și un om împlinit și un om mulțumit cu el însuși nu are de ce să facă astfel de afirmații. Bănuiesc că atitudinea asta pe care o ai acum este explicabilă prin experiență, prin vârstă, dar bă, probabil că atunci când erai mai copil, mai, mai, mai puștoai, că te loveau altfel, <coughs> mergeai pe stadion și auzeai un alt. A, să știi că cea mai tare mi s-a părut, odată eram la Craiova, mă, și nu știu că eu nu prea port pălărie, Mă aveam o pălărioară, așa, era cald. Eram prăcată într-un taior, nu mai mi-am Și l-au pe unul. Uite-o și pe asta, zici că e prințesa Diana. După aia mi-am dat seama că, de fapt, omul cum avea dreptate, pentru că, totuși, nu era chiar o ținută de, de stadion. stadion. Adică era o ținută ușor de royalty, așa, nu aveam de ce să mă duc eu, Toma, la Creova. Dar mi-am asumat și... Asta n-a fost un episod de hate, a fost mai degrabă ceva amuzant. Da, adică nu, da, da, da. Probabil că au fost și episoade care te-au amărât așa, de-a lungul anilor, dar. Mai vrei să spun ceva? Cele mai uh, ce m-am uh, amărât cel mai tare și cel mai tare. Mai m-am amarit uh, o chestie acum uh, anul trecut. Juca steaua în cupă. Cu ce mi scapăm. Pe lângă de la pluii și puțin mai încolo. Tot motru vine să zic, dar nu e motru. Moreni. Deci, jucasteau la Moreni în cupă. Mm. Uh, în fața mea, la vreo trei uh, rânduri, așa, era o doamnă. La un moment dat a fost un fault. L-a lovit unul pe Atana. Atanas a scăzut la pământ aștepta să vină doctorul și, și o doamnă, trei rânduri mai jos în fața mea, se ridică și zice, mor mă. Deci crede -mă că cred că doar Dumnezeu mi-a dat puterea să mă stăpânesc. Crede -mă că în, momentul ăla am venit să mă strâng de gât. După care femeia a zis, mori mă. Și ce zici, că a început galeria. Să, galeria morenului să când te-o chestia asta cu să mor, să mori. Zic, păi, dacă am ajuns să ne dorim unii altora moartea pe terenul de fotbal, este grav. Grav. Nu mai vorbim nici despre sport, nu mai vorbim despre nimic. E, trage în cortina și plecăm toți acasă. Asta, asta într-adevăr, m-a durut. Pentru că știi cum e, oricât de multe lucruri s-ar spune despre mine. Pe mine, uita, exact pe aici trec. E da, când aud lucruri despre copilul meu, inevitabil mă dor. Și cum ai zvolat și... momentul ăla? Cum Măi, ai nu știu. Dumnezeu m-a întărit. N-ai zis nimic, n-ai reacționat nimic. Nu, am o țigară și a zis să respiră până la 10, inspiră, expiră. Dar crede -mă că m-aș fi dus în secundă aia să o strâng de gât fără să-i dau nicio explicație. Adică pur și simplu să o strâng de gât și gata. Dar știi că norocul codul penal că uneori ne oprește din niște acțiuni. Da, da, cu atât mai cu atât mai dureros este când vezi o femeie care o la rândul era ei acolo, probabil era mama unei între... mama presupun că iubita era cam în vârstă să fie iubită. Deci este cum să spun, nu că dureros. Ți-am zis, trage în cortina pe planetă și gata, ne culcăm. Da. Dincolo de, de episoadele astea, trecând în zona managerială, da? cu tine implicată din ce în ce mai mult în demersuri de manager de club, e greu pentru o femeie să reziste în lumea asta? Nu. Sunt puține femei totuși care, adică sunt avem câteva doamne în zona arbitrajului. Da, pe care uh... eu le susțin foarte tare. Deci eu susțin foarte tare arbitrajul feminin, chiar am... Uh... Am o tânără arbitră pe care eu sunt mândră că eu am împins-o către arbitraj. nu spune numele că nu o să mai fie delegată la meciurile tale niciodată? Păi nu, <laughs> pentru că chiar cer să nu fie delegată. Deci Mara, Mara Olaru o cheamă, ai o fată de 16 ani. Uh -huh. Este o arbitră cu potențial și ea clar cer să nu fie delegată la meciurile mele pentru că nu e nu ok. Uh, dar uh, să știi că încerc să le explic oamenilor că lăsând la o parte de uh, obiectul activității noastre de management, da, el în sine, fotba fotbaliștii, că de fapt ei sunt, uh, în spate este tot un business care merge fix pe aceleași principii de business ca orice altă firmă. Nu este cu nimic diferit. Noi, practic. Scopul nostru final este să vindem fotbaliști. Scopul final al unei firme este să vândă produsul Produse, pe da. care îl... Să facă profit din... Exact. Ori îl furnizează, ori îl produce. Deci cam așa e și la noi, nu diferă cu nimic. Evident că... Sunt o grămadă de prejudecăți, cu siguranță, da. Uh, Te-ai lovit de ele cu siguranță. Să știi că, uite, uh, directorul economic de la Faru Constanța este o femeie. Cristiana, o tipă briliantă, deci are o minte strălucită. Uh, nu vorbim de doamnele care se află în impresariat, pentru că asta este o, o altă poveste, cumva. Uh -huh. Mie, pe mine nu m-a atras zona aia niciodată, că nu, nu, nu mi-am dat seama. Adică știu cum funcționează, dar nu a fost un lucru Roar care să... Erau niște abilități pe care... Nu erai convinsă nu, că le ai nu, sau că -ți place nu, să le pui în valoare. Nu, au fost, nu a fost o meserie în sine în care, care să mă atragă pentru că nu, nu sunt eu uh, genul care să merg și să um, arăt, Convingi, să, să conving. Uite, al meu e bun, e al pe al meu și așa. Nu. Eu cumva stau și aștept să vină oamenii să-mi cumpere produsul cumva mi-l înfrumusețez, mi -l, îi dau plus valoare și atunci îmi place să aștept cumpărătorii să vină să-mi vadă produsul, știi? Dar să știi că mai sunt femei, doar că ele nu sunt atât de vizibile în sensul că sunt pe partea asta de director economic, exact cum îți spuneam de Cristiana de la Faru, pe care am cunoscut-o la un curs al federației și mi-am dat seama de capacitatea ei, de deci ce se întâmplă la Faru cumva... Foarte multe lucruri financiare trec prin mâna ei și se vede că face niște lucruri senzaționale, știi? Adică sunt femei. Deci parcă... e o lume care se deschide ușor-ușor da. către, da, da, către da. femeile competente. Da, da, da. Adică uite și eu, spre exemplu, am un proiect pentru uh, această uh, promovare în Liga 3 pe care mi-o doresc, uh, crearea unor departamente noi. Și atunci aș vrea să fie două femei care să se ocupe. Nu că aș porni eu un război al sexelor, că e departe de mine gândul ăsta, doar că pe partea de organizare s-a adverit științific că femeile sunt mult mai organizate decât bărbații. Da, bun. Interesant. Uh... Cum te-ai simțit, cum ai crescut în ipostaza de copil al unui dintre cei mai mari fotbaliști români? Când ți-ai când ți dat seama cât de important e tatăl tău? Păi, uh, cred că aveam patru ani, în 82. Atunci a fost primul impact al meu așa cu, cu notorietatea tatălui meu, în sensul că uh, câștigaseră cupa României, jucaseră la București, n a apucat să să vină spre, spre, Craiova și știi cum e, la Craiova se strângea lumea și mergeau de la un fotbalist la altul. Și atunci noi stăteam undeva la un bloc cu 10 etaje și în spate aveam o parcare mare și se umpluse parcarea de oameni care strigau numele lui tata, Așteptându-l să vină cu echipa Așteptându-l să, să iasă pe balcon, crezând că el a ajuns deja acasă. Și atunci a ieșit bunica mea să le spună că nu a ajuns Ilie acasă. Și oamenii ei strigau și spuneau să o vedem pe Lorena. Și bunica mea m-a luat în brațe, că eu eram cumva micuță și veneam la nivelul balconului, știi, al paravanului. Și m-a luat în brațe și atunci am o mulțimea de lume care mă striga, mi-a clanat numele. Și atunci a fost Primul de clic Tata nu este un om obișnuit. Și mă rog ulterior îți dai seama că am crescut cu chestia asta și crescând cel puțin în adolescență mi-am dat seama că băi, ok, e frumos să fii fata lui Balaj, dar chestia asta te obligă. Nu e așa simplu. Vine la pachet cu niște obligații, cu niște restricții de imagine, de... Exact, nu poți să faci chiar orice. Exact. Vine la pachet cu multe lucruri care s-ar putea, Lorena, la un moment dat să nu-ți placă. Dar, să știi că mi le-am asumat. Și nu mi s-au părut atât de uh, dureroase, ca să-i spun. Știi că, uite, uh, apropo de asta, de... Știi, când ești crescut într-un statut citam niște review-uri la cartea Prințului Harry. Sunt niște anomalii, știi? Adică te-ai născut în familia aia, ți s-a pus pe cetea asta, ai obligația să o duci mai departe, că nu-ți place ție, că nu poți să te dezbrași ca de o haină și să zici, nu mai -mi place haina asta, îmi iau alta că e mai frumoasă. Nu există. Trebuie să o duci până la capăt. E obligație pe care o ai cumva venită de sus, de când ai venit, de când te-ai întrupat tu ca spirit în corpul tău. Ai avut vreun moment în care te-ai gândit, băi, n-ar fi trebuit să fac asta pentru că pun în pericol, nu știu, imaginea lui sau ceva de genul ăsta? Măi, nu. Și să spun și de ce. Pentru că mi-am calculat tot timpul foarte bine pașii înainte. Adică, nu știu dacă am avut multe scăpări din astea care nu i-ar fi, era mi-era o rușine, cum să spun, viscerală de tata. Nu m-a certat, nu m-a bătut. Deci, cum să spun, el avea un, avea un singur cuvânt pe care, când îl rostea, pentru mine era un fel de sufocare. domnișoară, deci, când auzeam domnișoară, deci era grav, 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 grav. Și atunci. Fiindu-mi această rușine viscerală de el, încercam să fac lucrurile și așa, știam cam ce-i place, ce nu-i place și așa mai departe și cumva încercam să mă delimitez de anumite lucruri. Evident că și când făceam niște lucruri, mi le asumam. Prefer, luam calea asta asumării și spuneam, da, domne, am făcut, eu sunt asta, mi le asum, trag și ponoasele dacă este necesar, dar asta, da, asta, sunt, le-am făcut, știi. Și să știi că el aprecia foarte mult asumarea mea. Cea, bă, avea tata o vorbă. Bă, e pro să fii, dar să-ți Știi? Cam Co așa. Copil fiind, ai, ai asimilat și celebritatea tatălui tău, Ilie Balaci, venind de la pachet și cu uh, un fel de dezrădăcinare. Nu? adică El, fiind antrenor foarte mulți ani în țările arabe, tot pleca de acasă. Mai pleca și voi? Nu, vă mai întorceați? Nu, vă mai, noi, cum, cum noi mai plecam... Uh, uite să știi că aici marele avantaj al nostru și uh, este că mama a fost cea care a preferat ca să nu ne ia cu ei, tocmai ca să rămânem împământeniți. Să și eu și Liana să avem sora, or, sora mea, să avem rădăcini undeva. Dacă era după tata, să știi că ne lua. Și anul ăsta eram într-o țară, anul următor într-o țară, adică ne. cred că terminam facultatea pe la 28 de ani. Înțelegi? Să fii înrădăcinată, ră, ră, inclusiv educațional, vorbind să exact. Adică să fii la aceeași școală cu aceiași da. colegi, în același sistem, da. ca să deci, înțelegi ceva. Da, aici a fost uh, avantajul că mama este o tipă, cum să spun, foarte cerebrală. Din punctul ăsta de vedere, să știi că tata era mai visător. Adică ei de asta au și stat 50 de ani împreună, pentru că ei s-au completat perfect unul cu mama mai era cerebrală, tata era visătorul. E, și atunci noi am rămas, mergeam în vacanțele de vară sau de, de, de obicei de iarnă, pentru că în vacanțele de vară veneau ei în România. Dar am rămas alături de bunica mea, de mama mamei, care să știi că și efectiv și a dedicat viața mie și lianei a fost mai mult decât o mamă pentru noi. Și bine vezi totuși ce să dise mama cu tata șapte ani, știi cei șapte ani de acasă mm -hmm. nu s a uitat așa ușor. Cu toate că au plecat, în momentul în care eu eram la o vârstă destul de dificilă, împlineam 14, 14, ani, eram clasa 8 -a. E mai complicați deci ani urmau, da. Era foarte ușor să o iau pe altă pantă. Dar uh, au avut încredere în mine, au avut evident încredere în bunii care până la urmă știi cum este. Știi că un om, este un multiplu de factori. Așa și eu, știi, nu pot să îi atribui cuiva ceea ce sunt eu astăzi, că eu de fapt sunt mai mulți oameni într-unul, știi. Ai crescut cumva și cu dorul ăsta de a avea pe părinți tot timpul lângă tine, nu? Măi, să știi că, că nu de pot des, să spun. De mult. Cătălin, nu pot să spun că simțeam un dor din ăla nebun sau că am, aș fi avut vreo traumă pentru că am, am avut-o pe bunica mea care atâta dragoste ne-a arătat și atâta multă dragoste a suplinit lipsa părinților încât, crede-mă, nu aveam nicio problemă ca ei mei să pleca și știi cum era pe vremea aia, că nu era ca acum. Pui mâna, sunt să pe WhatsApp, te exact. și vezi, nu ne sunau o dată pe săptămână că aveam telefonul fix o dată pe săptămână, sâmbăta sau duminica, nu mai țin minte. Deci nu era la liber. Noi, ca să sunăm, sunam în centrală, făcea legătura cu Arabia Saudită, la riyadh La fel și greu de ajuns. Acum te urci în avion, ajungi ai 10 curse pe săptămână, exact, Atunci mai să exact. vezi atât de des pe cât -ai fi dorit, nu? Exact, dar ți-am spus, a fost dragostea bunicii mele care băi, a venit către noi cu atâta dragoste încât n-am simțit Știi cum mai aud acum? Sunt părinții plecați în Spania la muncă și copilul de-aia este într-o traumă. Băi, nu știu, orică și eu și Liana suntem niște spirite puternice, zestrate de Dumnezeu cu care nu am trecut prin astfel de traume, dar chiar nu am avut. Adică nu plângeam de dorul maică mea sau de dorul tata. El a fost plecat foarte mulți ani, foarte multe experiențe, în o grămadă de țări în zona aia. De ce crezi, din interior vorbind, că nu și-a găsit un loc mai, mai bun în fotbalul românesc? Pentru că este foarte simplu. Nimeni nu e profet în țara lui. Iar această sintagmă, să știi că lui tata s-a potrivit perfect, din păcate. Cu toate că el și-ar fi dorit foarte mult. Dar din păcate s-a potrivit perfect pentru el. Cum? Nu că n-a avut loc în țară. Tu gândește-te că n-a avut loc la Craiova. Da? Și atunci această sintagmă s-a potrivit perfect pentru el. O, totuși, este. O, vezi, Dumnezeu lucrează, nu lucrează cu jumătăți de măsură. Niciodată nu ia ceva fără să dea altceva. Nu și-a găsit o, împlinirea în țară. Dar, pe de altă parte, a strâns iubirea și o, idolatrizarea multor străini. Pentru că și acum, aproape la 5 ani de la moartea lui, eu încă primesc mesaje pe Facebook de trate Undă, de la, la suporte din Tunisia. Gândește-te că el a câștigat mm. Cupa mm. Campionilor uh, Africii. La începutul În 96, 91. nu, da. 92, nu, nu. El cred că a plecat în 92. Deci, cred că prin 94, 93, 94. Da? oameni pe Club African de Tunis, chiar acum vreo două luni, era un articol de ziar cu poza lui. Sunt pentru Dumnezeu 30 de ani de atunci și oamenii nu-l uită. Cu vreun an înainte să moară niciun an, a fost cum au fost plecați la Dubai câteva zile. Îl oprea lumea pe stradă. Deci lumea încă îl recunoștea după atâta timp. Ceea ce asta înseamnă că lumea chiar l-a iubit. Dar, din păcate, nu aici a fost pentru el. Împlinirea. Cât de uh, greu crezi că a fost, totuși, să accepte că nu își va împlini menirea de antrenor în țară sau mai uh, departe de atât, la Craiova chiar? Să știi că acum îl, îl știu eu pe tata. El n-a acceptat lucrul ăsta niciodată. Nu s-a împăcat cu ideea că va nu. fi profedor în alte țări. Nu. Adică sunt absolut convinsă că um, încă în adâncul sufletului lui își dorea. Sunt, nu Și la, l-a măcinat, crezi? E... Nu știu dacă... Trecuse un pic de partea de măcinare. Adică cred că era un pic mai detașat. Dar dacă cineva la momentul respectiv i-ar fi, fi spus... Ilie, vrei să antrenezi pe, nu dau nume, știi, ca să nu creăm alte discuții după aia, pe X, sunt absolut convinsă că zicea da. Adică nu era la modul că spunea, nu, domnule, nu Nu vreau. Da. Ți-a trecuse, cred că, de perioada aia de măcinare internă. Cred că era mai detașat din punctul ăsta de vedere. Poate faptul că, așa cum spuneai mai devreme, a fost mai visător Poate chiar asta l-a împiedicat ca în anumite momente să fie mai cinic, în anumite relații Nu era, în tata, țară. tata nu putea să fie cinic. Nu. Nu, nu era uh, felul. Nu putea. Pentru că vrei să spun ceva, tata în sufletul lui în, și pentru și toți care l-au cunoscut mai bine pot spune lucrul ăsta, tata era un om extrem de bun. Deci el își dădea Cămașa după el i o cerea. Și atunci asta nu ar fi putut pentru că însemna că nu era el. Era însemna să se transpună într-o altă persoană care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie. Nu putea fi cinic. Da, poate cel mai rău caz era unor ironic. Dar să știi că și ironiile lui cumva în spate cred că aveau un gram de tristețe pe undeva, știi? Adică, uite, spre exemplu, știu că în, în ultima perioadă refuza să meargă la tot felul de emisiuni televizate, pentru că erau lucruri pe care el le spusese cu ceva timp în urmă și le preluaseră 2-3, ulterior și toată lumea se minuna, vai, de ce a zis cu tărică? Păi stați, fraților, că v-am spus despre treaba asta acum un an jumate și nu m-a băgat nimeni în seamă. Pentru că vrei să-ți spun, nu că era tatăl meu, era un profet. Îmi pare rău că lumea nu și-a dat seama că el avea o putere de, pre, de, a previziona niște lucruri. Și știu foarte multe lucruri pentru că nu acasă ni le spunea și ne spunea faceți pariu cu mine că uite o să se întâmple așa. Hai mă tată, cum va evolua un club, cum, cum uh, se va dezvolta o exact, exact. direcție sau alta. Da. Uite, mi-aduc aminte, spre exemplu, mă uitam la un moment dat cu el la un meci. Nu știu, era un meci de Liga și asta cred că cu vreo... Măi, nu cred că mai mult de trei săptămâni înainte să moară. Și el stătea pe avea fotoliul lui și o stăteam pe canapea întinsă. Și îmi zice, fiată, îmi stă, Zice, dacă nu schimbă fundașul dreapta, și se uită la ceas În următoarele șapte minute Opt, să zic Două goluri și-au pe partea aia Dar eu știi râzând Hai mă tata, le ne -mi. două Zic, zi și tu unul Și zice Pie, Ia uite, ia uite Gol Și ce -i asta ai să -l vezi m Au mai trecut două minute Nu cred că trei minute Iar gol, pe aceeași fază și se întoarce la mine și despre ce vorbim? Păi, tată, eu n-am plantat cartofi. Ți-am zis, avea previziona niște lucruri. Nu știu să-ți spun cum le gândea. Uite, îți dau o chestie, spun o chestie care pe mine m-a frapat și îmi pare rău. Deci dacă îmi pare rău de ceva, uite, fix de lucrul ăsta îmi pare rău, da. Vezi, când știi că ai un om lângă tine, nu te gândești niciodată că va veni ziua în care nu-l vei mai avea lângă tine. Pentru că dacă ar fi să întorc acum vremea, crede-mă că l-aș pistona să-mi spună niște lucruri încât să mi le scriu eu undeva, să le am notate. Eu nu sunt un om de fotbal. Eu nu cunosc fotbalul în detalii tehnico-tactice. Nici pe departe. Dacă știu anumite lucruri, evident că le știu, dar niciodată nu voi face caz că eu știu lucrurile alea. La un moment dat se uita la basket. Și ai zic, da, de când ești tu fan Chicago Bulls sau nu știu ce am zis. Zice, ce cu tot? -a, -a? A, zice, băi, zice, m-am culcat dimineața la 4, zice că am sta și am văzut două meciuri din... Da, zice, de ce n-ai avut somn? Zice, nu. Ce fi atât. Sunt niște scheme în basket care pot fi foarte simplu adaptabile pe fotbal. Îți dai seama că, uite, vezi acum când eu vorbesc cu tine, mi-aș dori să -mi fi, să fi întrebat, explică -mi și mie cam cum ar fi. Așa cât pot eu să mă duce pe mine căpățâna asta. Că evident că mi-a explicat. Adică tata era foarte pasionat și îmi explica că îmi pricepeam sau că nu pricepeam, îmi explica dacă îi spuneam, explică explicat că n-am înțeles mi-a explicat până, cu siguranță mă făcea să înțeleg. Tu gândește-te că, cred că aveam vreo șapte-opt ani când mi-a explicat offside-ul și nu înțelegeam. Și zicea, dă-mi o foaie de hârtie. Și mi-a dus, i-am dus o foaie de hârtie, mi-aduc a, mi -a duc și acum, vizualizez foaia de hârtie și cum mi-a desenat situație de offside și situație în care nu e offside. Știi, da vezi? Nu dacă aș întoarce vremea că probabil că sunt puțini antrenori, spre exemplu, care își pot imagina că o schemă de basket poate fi transpusă pe o schemă de fotbal. Crezi că s-a stins păcat nemulțumit de, de, de ideea că, că este insuficient apreciat în țară? Asta nu avem de unde să știm. Pentru că să știi că nu vorbea cu noi lucruri de genul ăsta, adică nici măcar la modul ăla de înjurătură. Uh -huh. Știi că mai uite că. Aș... Nu, deci nu avem de unde să. Ce pot să-ți spun cu siguranță este că el a plecat într-un moment în care era foarte fericit. Deci era extrem de fericit. Cred că de mult nu l- mai văzusem atât de fericit. Pentru că reușise Hristos să intre la un ATC. Iar treaba asta pe el, cum să spun... Băiatul tău cel mare. Da, băiatul meu cel mare. Îl, îl făcea maxim de... Deci a fost așa, în momentul în care Hristu a intrat la un ATC, în conjuntura în care uh, n-am plătit bani de meditații, nu s-a meditat cu nimeni, deci era clar că e doar talentul lui în stare pur acolo, uh, tata a fost foarte fericit. Foarte, era foarte. Era momentul în care se împlinea prin reușitele da, pe care iubi, da, da, prin reușitele da, de, da? Da, Și atunci de asta spun că ce pot să spun e că a plecat într-un moment în care era fericit. Cam de vreme, după părerea noastră, da. da doar Dumnezeu, când pierdem pe cineva doar pe Dumnezeu iar... știe fiecăruia când ne vine sfârșitul. Apropo de, de cariere și de copii, uh, ești mulțumită de uh, locul în care se află cariera lui, lui Atanas în momentul ăsta? Crescut la clubul pe care îl conduce acum, da? La da, Costa că Juventus este, București, este transferat un Transferat apoi la uh, Clubul Sportiv Universitatea Craiova, acum împrumutat la Steaua, da? Da. Uh, să știi că el este pe un trend ascendent. Adică eu, din punctul meu de vedere, Uh, cariera luată în până la vârsta asta de 18 ani și jumătate este ascendentă pentru că, uite, este convocat și la lotul, de, uh, la lotul național under 19, deci este ascendentă și uh, cumva urmărește un tipar care ar trebui cumva să fie normal pentru. Pentru cluburile uh, de copii și juniori, respectiv pentru un junior normal, și să-ți explic de ce. Pentru că el până la vârsta de 16 ani, deci a fost crescut de Dacă un club cu exclusiv, uh, exclusiv de copii și juniori, după care a trecut la Universitatea Craiova unde a jucat Liga 3, -a, după un sezon și jumătate la Liga 3, unde deja era golgheter și uh, dăduse foarte multe goluri, nu mai știu, 13-14 goluri a dat în sezonul respectiv, uh, a, de, a avut acel debut cu Reghe Camp în, în Liga 1, uh, care i-a dat exact, uh, știi, gustul ăla de fotbal mare. Și atunci au considerat ca să poată uh, să joace la un nivel mai înalt decât jucaia la Universitatea Craiova la Liga 3, a, a intervenit acest împrumut la Steaua. Deci cumva trendul este ascendent. Acum vom vedea de la vară ce se va întâmpla pentru că să știi că la vară va fi un moment foarte important. Îi expiră împrumutul de la Craiova la Steaua da. și în același timp intră în ultimul an de contract cu Craiova? Uh, nu. nu. Nu, 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 pentru că uh, a mai semnat. Bun. În și... Practic lui expira contractul acum cu Universitatea Craiova la, la, terminarea junioratului, că în mod normal el în vară termină junioratul. Dar e în continuare sub contract El este cu Craiova. în continuare un jucător under, dar termină perioada de juniorat pentru că în iulie împlinește 19 ani. Și care ar fi pasul care să îl mulțumească și să te mulțumească? Să se întoarcă la Craiova unde... Vrei să-ți spun ceva? Uh tot timpul când a fost vorba de Atanas, am spus un singur lucru, să se facă voia lui Dumnezeu. N-am influențat niciodată nimic, pentru că am văzut de-a lungul vieții mele chestii influențate de oameni care au fost împotriva voinței lui Dumnezeu și au ieșit rău. Și atunci și seara când mă rog pentru ambii copii ai mei, mă rog să se facă voia lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu Știi cum e Dumnezeu când vrea, așează lucrurile ca cel mai frumos puzzle. Deci le aranjează. Sigur că eu, ca mamă, pot să bat câmpii sus și în jos, știi? Ce pot să spun este că nu sunt o mamă tipică, în sensul că îi știu, sunt foarte obiectivă cu copiii mei. Îi știu și calitățile. Îi știu și defectele. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și îmi spuneam, și ce ți-ai dorit pentru Atanas, Italia, Spania? Și am zis, nu. Și la mine, nu. Pentru că el nu este de profil să joace fotbal în fotbalul spaniol. El este un profil nordic. Germania, Belgia, Olanda, Anglia, numai la sud. Că nu are acest profil. Da, mi-ar plăcut și mie să fiu un mingicar. Dar nu e așa. Fizicul, N da, îl recomandă mai degrabă pentru un fotbal atletic decât pentru și un... Și la, un... Ceea ce, uh, la, la, ceea ce joacă el și la cum joacă el. Adică trebuie să fii foarte atent și cel, știi, ca vorbea, ce te recomandă. Da, vocea și... Vocea și talentul. Înțelegi? Deci e foarte important, da, că Evident că la nivel din asta vizual, tuturor ne plac fotbaliștii mingicari. Care nu întotdeauna sunt și cei mai utili într-o echipă. Evident. Uite-l pe Haaland. Uite cele cinci goluri. Deci, eu, noi, eu cu Atanas am fost amândoi plecați, deci noi avem numai niște excursii tematice. Așa. de revelion pentru că noi încă ne petrecem vacanțele împreună eu cu el lucru care mă, îmi place foarte mult, înțelegi? adică încă n-am rupt cordonul la umbilical încă nu de tot fuge de tine. nu, nu, nu și pe 31 decembrie am fost la Manchester City cu Everton crede că prima repriză eu știi ce am făcut? n-am făcut nimic altceva și am stat și i-am numărat lui Haaland de câte ori atinge mingea. Atât. Deci eu n-am făcut nimic prima repriză. În prima repriză Haaland a atins mingea de 24 de ori. Și a dat un gol. ce trebuia mai mult? Și și arătam, zic, uite, vezi? Cam Asta se cere și de la tine, sau asta ar trebui tu să joci. Bine, acum știi cum e, depinde foarte tare de antrenor. Tu ești mulțumită de uh, punctul în care este el acum la Steaua? Da. Fotbalistic vorbind, cât da. joacă, ce joacă. Uh, da, da, pot spune că da, sunt mulțumită. Sunt mulțumită pentru că, cum uh, să spun, eu nu vreau să mă duc cu mintea pe câmpii. Și să nu rămân cu picioarele ancorate în realitate, este încă un copil. 18 ani jumate. Evident că are mult de muncit. Nu este nu e simplu. Da. Dar uh, e, pe mine ce mă bucură este că el a încăput pe mâinile unui om care îl cunoaște de mic. Pentru că Daniel Oprițal îl cunoaște pe Atanas de mic. A, a intrat în curtea unui club unde uh, există suporteri, unde există presiunea tribunei, unde să știi că. Um, chiar m-a impresionat. Lumea să știi că îl iubește. Eu am fost la câteva meciuri și chiar am auzit oameni, Hai, mă, copile, hai, copile, hai, intră, hai că dai gol. Dar totuși să nu uităm cât te-ar iubi publicul. Când există, când e presiune, e presiune. Adică asta mi-am dorit pentru el. Pentru că poate era mai simplu să fi mers la un club de Liga 2 unde să fi avut continuitate în a juca, să fi fost titular de drept, dar cu tribune goale cu condiții proaste sau nu neapărat proaste, medii, Uh, undeva unde totul este la. Granița între amatori și profesioniști. Exact, Poate? e, să zicem, anost. <coughs> nu e animat. I-aveam ia, ia posibilitatea asta Ești mai echilibrat acum un pic în raport cu, cu el Față de cum erai acum un an, doi ani Când au fost și niște episoade publice În care ai luat foc foarte repede Când a fost convocat nu știu cum la națională am, că... am luat foc pentru că i s-a făcut o nedreptate atunci Da, da. dar cred că Acum dacă i s-ar face aceeași nedreptate E adevărat că și el a crescut și acum Ea aproape bărbat Se poate apăra și singur Atunci era un pic mai copil și intervenția ta A fost nu, imediată dar... și uh. vulcanică să știi că dacă nu suport ceva, este nedreptatea la nivel de copii. Și atunci, să știi că strigătul meu nu a fost doar al meu. A fost strigătul unor, unei generații de părinți. Pentru că la faza aia care s-a întâmplat acum 5 ani, eu urmărisem un parcurs al unor copii de la faza de municipiu. Eu am avut un lot cu care am mers la municipiu, nu știu câte meciuri și așa, și pe aia am ajuns cu ei la Târlungeni și ele de la Târlungeni la Buftea, unde au rămas cei 44. Și atunci am, am, fost nemulțumită că ok, n-a jucat. Evident, nemulțumirea a fost reală. Dar m-am gândit așa, băi, dacă fiu meu fac așa, în conjunctura în care eu pot să vorbesc și am accesul meu către canalele media este mult mai ușor și mai accesibil decât unui om de rând, da? Ce, ce s-ar fi întâmplat cu un alt copil? Și atunci asta, nedreptatea asta la nivel de copii mă, mă doare foarte tare. Acum evident că sunt mai echilibrată pentru că a mai trecut niște timp peste mine, uh, am mai avut și eu niște experiențe care uh, m-au făcut să mă echilibrez, că n-ai cum. Bine, sunt oameni care răspund buciumați până la deși bătrâneți. Da tatăl lui Ati Eugen Trică este în continuare implicat în viața lui. În vreun uite, fel? eu prefer să nu vorbesc despre tatăl lui Atanas pentru că așa consider că este mai bine pentru protecția mea personală. Înțelegi? Nu, nu aș vrea mâine poi mâine să îmi spună că îmi fac reclamă pe spatele lui porți totuși un nume care nu are nevoie de uh, da, de o reclamă din, suplimentară. Din fericire, <coughs> port un nume de care să chiar mândră, înțelegi, și portă, și acest nume mi doresc și eu să nu știu cât pot să-l mai înfrumusețez. Dar știu cu siguranță un lucru, că îl pot păstra viu. Și atunci... Întrebam mai degrabă într-un context profesional. Na, el, un fost fotbalist important, Ati e un fotbalist în devenire, dacă măcar la nivel profesional se mai sfătuiesc îl mai ajută cu ceva cu vreun gând, cu vreo să că, ghidaj o, o, Să știi că o, după ce mă rog eu cu tatăl Ati am avut un episod nu tot m-a plăcut de o neprietenie ca să-i zic așa am stabilit cu ambii copiii ai mei ca subiectul tatăl lor să fie închis forever and ever și atunci știu că vorbesc dar nu știu ce dar vorbesc, nu, detalii. nu mă interesează absolut deloc. Că e mai sănătos. Înțeleg. Uh, un exercițiu de imaginație. Cum ai reacționa dacă Atanas ar, privi, ar primi o ofertă de la FCU Craiova? Bine, cred că... Știi că eu îi sunt manager. Uh -huh. Tocmai de-aia, da. Da. Mm, nu cred că... Ar fi un lucru, să zic, chiar un lucru pe care ni l-am dori sau pe care până la urmă știi cum este. Este o echipă ca oricare altă echipă. Evident, rivalitățile oltenești sunt, că sunt, da, de altfel le întâlnim și în București cu echipele similare, da, cu același nume. Nu știu cum. Deci, Ar în continuare, fi. relațiile sunt tensionate, ca să zic așa, cu ne că Deci, nu mititele. neapărat că sunt tensionate, că până la urmă, uite, la, acolo joacă băiatul unei prietene de ale mele foarte bune. Dar, din punctul meu de vedere, familia mititelu a făcut niște greșeli vis-a-vis -vis de tatăl meu. Eu știu că ei sunt obișnuiți să jignească. Și că la ei jignirile sunt a ne înjurăm astăzi mâine ne pupăm ca așa e pe oltenește. Eu sunt olteancă și sunt mândră de treaba asta, doar că sunt crescută de la nuani în București. Și atunci am deprins niște principii mai capitaliste, să le zic așa. Nu pot să accept o jignire și după aia să ne pupăm. Pentru că nu pot. Pur și simplu ok mai jignit este fix problema ta, dar tu cu mine vorbă nu mai ai. Eu știu cum e la Olteni. Ne înjurăm, ne spurcăm, așa, și poi mine ne întâlnim la bere și ne pupăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E, eh, nu. Iar uh, faptul că ei au continuat să-l jignească pe tata, inclusiv după moartea lui, asta cu atât mai rău m durut asta cu atât mai rău m-a durut pentru că atunci am intervenit eu, tata nu se mai putea apăra. Știi, exact ca în aia de morți. E similară. Să jignești un om care a trecut în lumea celor drepți e egal cu în jurătura despre morți sau cu morți. Și atunci nu. Eu așa sunt nu pot să... Sunt lucruri pe care pur și simplu nu... Încă nu vreau. Nu pot să le iert. Și de ce le-aș ierta? Da, Craiova e dintotdeauna un oraș unde orgolile sunt. Șterg uneori granițele. Dar să știi că aici la mine nu este vorba de orgoliu. Nici de cum. Nu este, este vorba de amintirea tatălui meu, de o, lăsând la o parte fotbalistul care a fost Ilie Balaci. Este pur vorba despre omul Ilie Balaci. Pentru că Mititelul nu l-a jignit pe tata că ar fi fost un fotbalist strungar. Da. da cum era, știi, vorba aia pe vremea lor. Nu. El i-a jignit partea de omenia a lui tata, Ceea ce nici pe departe nu este adevărat și mitul ăla cu Balaci era un bețiv și așa, nu stă în picioare absolut deloc. Da? Și atunci nu am cum să-l iert. Nu efectiv, nu, nu am cum. Mi-aduc aminte de, 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 de Ilie Balaci, apropo de ce spuneai mai devreme, că nu era, nu putea fi niciodată cinic, dar putea fi ironic. Stilul ăsta lui ironic, zeflemist de a vorbi câteodată lăsa impresia unora Că intră în emisiuni, amețit, dar omul, efectiv, avea stilul ăsta lui de a vorbi de sus, așa, din vârful buzelor. Da, uh. pentru că știi ce se întâmplă? Tata era, în esență, un, un tip timid. Și atunci, asta era cumva o mască pe care el și-o punea aia de arogant. Sarcasm, arogant. Da, de ironic. Dar el, în sinea lui, înăuntru sufletul lui, era un tip timid, rușinos. Pentru un om care a trebuit să facă față unui val incredibil de simpatie în vreme de da. cel puțin 10 ani, da? ca fotbalist, da, e surprinzător. Da, da, da. Și să știi că mă uitam la el că în ciudat faptului că toată viața lui trăise cu iubirea publicului și cu simpatia oamenilor și așa mai departe, avea 62 de ani și încă nu se învățase. Am fost la un moment dat cu el, cred că cu vreo lună înainte să plece, am fost la mol. Hai să bem o cafea, nu știu ce-i povesteam eu, că am văzut nu știu ce pe la mol. Și stând la cafenea, au venit Până ziua domnul îmbară faceți o poză cu mine. Măi, îl vedeam stingher. Deci, te-ai supărat? Zic de ce să mă supăr. Nu ne lasă ăștia să bem. mă, tată. Pe de altă parte, îi plăcea. Dar, cumva, era stingher, știi? Era parcă o luptă în el. Dar să știi că, în esență, era un timid. Și un rușinos calități pe care să știi că, mă rog, calități, eu zic că sunt calități totuși la un om, adică nu le văd chiar defecte, le-a preluat Ati. Ati în sinea lui așa este. Pare un tip introvertit, este exact ca tata, nu vorbește mult, nu vorbește întrebat, nu vorbește dacă nu-l bagă cineva în seamă. Și Hristu? Hristu nu. Cum îi merge cu actoria? Hristu este bine la el, știi cum e, la actori, viața lor este total atipică vieții noastre omenești. La ei Nici este... viața de fotbalist nu e una prea liniștită sau sau, 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 de antrenor, da? Stai mereu cu valiza pregătită, că nu știi cum da, când dar de la, Da, Dar la, echipa la alta. este cu atât mai dificil pentru că el pleacă azi, vine mâine, pleacă la Buzău, se întoarce, pleacă la Galați, se întoarce, pleacă la Brăila, iar se întoarce. Astea, cam, astea sunt drumurile lui, adică cam asta e viața lui. Dar eu să știi că sunt foarte fericită pentru că băieții mei și-au ales meserii pe care și le-au dorit. Nu am influențat cu nimic. Eu, adică și dacă m-ar fi pus cineva, alege tu cu o meserie pentru copiii tăi, n-aș fi vrut să fac treaba asta. Că nu știu dacă aș fi putut. Și atunci eu i-am încurajat. Eu știu că în momentul în care Hristu avea 11 ani și mi-a zis, mama, mie nu-mi place fotbalul. Ok. Zic, oh, ce bine. Zic, doamne, mă gândeam ce bine că nu-i place fotbalul. Zic, am scăpat. Și l-am luat în mașină și stăteam așa, bătos, și zic, Hristu, ok, ok, că nu-ți place fotbalul. Nici mie nu-mi place, ce să vezi. Zic, ce-ți place? Zice, să cânt la chitară ok, zic da trebuie să găsim un profesor de chitară zic vrei să-ți caut un profesor de chitară? Da și a doua zi am căutat profesor de chitară, am găsit profesor de chitară a studiat chitară o perioadă, deci se vedea clar că pleacă pe zona asta artistică era indubitabil că acolo se Sunt va duce și aduce. mai mari șansele să se reușească pentru că se simt sprijiniți să facă ceea ce le place lor, nu eu, ceea ce le place părinților. Eu asta mi-am dorit. De-aia te mai pomenești pe la teren cu niște copii aduși târâți da. la fotbal de părinți care vor neapărat să-și facă copilul fotbalist. Exact. Eu asta mi-am dorit de la copiii mei. Ca atunci când pleacă la muncă să plece cu zâmbetul pe buze că va fi o zi reușită, că se duc și fac ceea ce le place. Pentru că îți spun eu când plec dimineața la teren Plec cu zâmbetul pe buze, și uh, se întâmplă să plec, o să ajung uneori dimineața la 10 la teren, și să plec seara la 10 de la teren. Și să nu simt când trece timpul, pentru că îmi place ceea ce fac. Bine, acum îi mulțumesc și lui Dumnezeu că mă ajută și statutul. Copiii sunt mari. Că Dacă aș fi avut, probabil, vreun copil. Nu mic. Trebuie să mai împarți timpul cu, cu copiii, deci fotbalul. Da, te ridici, da. Uh, da Bun. Mulțumesc tare mult pentru dialogul Drag. ăsta. Sper ca și peste 10-20 de ani, apropo de predicția aia de acum 20 de ani din ziar, că vei, vei vrea aia. să fii președinte de club și peste 10-20 de ani vei fi la fel de entuziastă și poate la UEFA, cum ziceai că speri uh, să ajungi peste o vreme. Dacă văd că fac așa predicții da, 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 da. Astea, <laughs> Peste 20 de ani <laughs> întâlni la un podcast sau cum s-o numim pe vremea aia și da, să zic, zic o... că ți aminte când ziceai că vrei să fii la UEFA. Uite, acum ești deja da, membru într-o comisie da, sau Da, asta mi-aș dori să fie, adică tot timpul mă gândesc care ar fi next level în cariera mea. Și atunci, uite cum e acum situația asta, da? m-am agățat de această fază cu Liga 3 pentru că eu, pentru mine personal, îl simt ca un next level. Tu gândește-te că în momentul în care noi am retras echipa de la Liga 2 -a, noi am primit interdicție și retrogradarea automată în ultima ligă a județului în care activăm. Și noi am luat o de la început de la Liga 5-a. Noi am câștigat Liga 5 am promovat în Liga 4. Anul trecut am stat într-un sezon de probă cu copii în Liga 4, să vedem cam care uh -huh. e mișcarea pentru că chiar și așa, trecerea de la copii și juniori la liga la o, o ligă uh, de seniori. Fie și Liga a Patra, tricerea e foarte grea. Grea. De la fizic până la orice altceva? Tot. De la fizic la tot. Și atunci am stat anul trecut într-o într probă să vedem cam să ne creștem și copiii. Am avut un an în care copiii au mai crescut, să aducem. Piesele de puzzle care ne lipseau și consideram noi că sunt necesare, și anul ăsta să încercăm promovarea. Și dacă Dumnezeu mi-ajută, și eu sper că mi-ajută, la vară vom fi ligat rea. Baftă! Mulțumesc Doamne încă o dată pentru dialogul ăsta spectaculos, interesant. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm la următoarele ediții de podcast Profu de Sport. Până data viitoare, toate cele bune!